Eu o să încep prin a mulțumi Institutului de Traducere Literară din Coreea pentru subvenționarea acestei traduceri și editării în bani science fiction prin reprezentatoare doamna Denisa Comănescu aici. Sunt doar al treilea volum tradus în limba română din autorii coreeni, dar nu este ultimul, sper că vor fi mult mai multe și mă bucur foarte mult că sunt prezenți aici studenții mei și viitorii traducători care vor putea să extindă, să îmbărască această colecție de traduceri din literatura coreană. Acest roman, Imperiul fără de sfârșit, este unul inspirat din nou dintr-un moment de cumpănă din istoria Coreei, din perioada de final pe secolul XVIII, în ceea ce se numea atunci Regatul Joseon, Coreea, și este un roman care se întinde pe parcursul unei zile și al unei nopți, dar în o perioadă destul de scurtă de timp, dar în care se întâmplă foarte multe evenimente. Totul începe cu descoperirea în biblioteca regală, biblioteca din Palatul Regal, a unuia dintre funcționarii acestei biblioteci care moare subit în timpul nopții. Chemat să investigheze moartea acesta stranie, tânărul cărturar I.M.O. pornește într-un fel de aventură care, pentru descoperirea adevărului, dar care îl împinge într-o lume extrem de complicată, de complexă, de intrigi de la palat, de lupte între facțiunile politice și de comploturi care depășesc puterea de rezolvare a unui individ. Pornind ca un bulgăre mic de zăpadă, acțiunea romanului crește pe măsură ce trec orele și minutele până la urmă și ajunge în final să fie o avalanșă care mătură totul, afectează toate personajele implicate, dar la sfârșit, ca orice avalanșă, după ce se topește zăpada, peisajul rămâne așa cum era înainte, Coreea redevine țara dimineților liniștite, însă acest mic eveniment are niște urmări nevoiite, nevăzute. El marchează, de fapt, finalul ultimei domnii a unui monarh puternic înțelept. Dincolo de evenimentele acestea politice, ce face I.M.O. este că reușește să creioneze și să ne arate o lume nemaipomenită a cărturarilor confucianiști din această perioadă a Regatului Joseon, de la sfârșitul secolului XVIII, a începutul secolului XIX, o lume care trăiește, o lume apusă, o lume trecută, care trăiește cu nostalgia unei alte lumi de mult trecute, respectiv perioada de aur a Chinei antice, trăiește cu reperele culturale și etice ale dinastiei Zhou chineze. Această lume a cărturarilor este una cu atât mai frumoasă și mai interesantă în ciuda conflictelor și în ciuda luptelor pentru putere, luptelor politice, pentru că aceste lupte nu se duc cu sabia, nu se duc cu spada, ci ele se duc la nivelul unui dialog politic extrem de acert, dar extrem de erudit. Toți acești cărturari au o erudiție și o eleganță deosebite, iar tonul este dat de monarh, de regele, în acest caz regele Jeongjo, despre care știm din însemnări istorice că a fost într-adevăr un monarh extrem de erudit. Lucrurile acestea sunt interesante pentru noi, cu atât mai mult aceste lucruri care arată un anumit de om cultivat, erudit, care se află la guvernarea țării sunt cu atât mai interesante pentru noi în vremurile pe care le trăim. Și avem, cred, multe de învățat din acest roman, chiar dacă este unul de sfârșit de secolul al XVIII-lea, într-un spațiu atât, aparent atât de îndepărtat de noi, cum este spațiul cultural al Coreei și până la urmă spațiul sino-corean, căci există extrem de multe referiri în această carte la antichitatea chineză. Poezia, iarăși, își are locul ei extrem de important în acest roman, căci dialogul acesta politic, dialogul, lupta, facționalismul politic și dialogul diplomatic se poartă în poezie, din nou denotând erudiția și eleganța acelor vremi. Tot ce pot să vă spun este, așa cum ne-ar spune prietenii coreeni, lectură plăcută! Mulțumesc foarte mult, doamnei profesoare, dr. Diana Iuxel,